revenit în arena medicală și aș vrea să-i mulțumesc doamnei profesor pentru faptul că a contribuit la redactarea acestei reviste, Arena Medicală, începând cu 2015. Emisiunea noastră se bucură să beneficieze de acest produs. Mulțumim Spitalului Privat ISIS pentru sprijinul oferit în realizarea acestui proiect Arena Medicală. Și în această revistă, doamna profesor Elvira Craiu ne-a oferit un articol pentru a intra în posesia revistei. Dacă sunteți interesați să-i răsfoiți toate capitolele și să parcurgeți fiecare articol în parte, ne puteți scrie pe pagina de Facebook și un curier va ajunge la dumneavoastră la ușă cu revista împachetată. Noi vă dorim vizionare plăcută, să o urmăriți cu plăcere și să o răsfoiți și să o aveți în bibliotecă ori de câte ori aveți nevoie, pentru că vă răspunde la foarte multe întrebări, indiferent ce vârstă ați avea. Continuăm acum cu cel de-al doilea subiect al zilei și pentru că săptămâna trecută am abordat foarte ușor problemele pe care le avem, care ne determină să mergem și să intrăm în cabinetul unui medic stomatolog, continuăm discuția de astăzi, însă astăzi renunțăm la durere pentru că invitata mea vine cu o procedură care ne garantează succes pe toate părțile. Și spun așa, bun găsit doamne doctor Nicoleta Vârlănuță, medic dentist Radius Dent. Bună ziua, bine ați revenit în Arena Medicală. Bine v-am găsit din nou, cu plăcere. Pentru noi, faptul că stomatologia nu înseamnă durere este deja cea mai mare bucurie. Suntem în 2016. Suntem în 2016 și era cazul să progresăm cumva. Haideți să vedem concret ce înseamnă să nu te doară și să stai relaxat pe scaunul medicului dentist, indiferent că este drăguț, simpatic, că îți zâmbește frumos și îți oferă încredere prin ceea ce face. În primul rând, nu vine nimeni de bine la stomatolog. Toată lumea întreabă, nu vreau să mă doară, sunt anxioși pacienții, sunt fricoși și în primul rând sunt stresați puțin de bacteriile pe care le pot contamina. De aceea vreau ca subiectul de astăzi să fie sterilizarea. Și vreau să vorbim despre sterilizarea cu laser, mai ales în parodontologie. Un capitol foarte, foarte vast și destul de complicat, ca să zic așa. Pentru că până acum am adoptat niște metode rudimentare, o să le și explic ulterior, și acum venim cu o nouă terapie, terapia cu laser, pe care vreau să o explic mai mult în parodontologie. Deci, cu toate că laserul se folosește în foarte, foarte multe aplicații în stomatologie, v-am spus, subiectul este sterilizarea fungilor parodontale cu laser. Pentru pacienții cu astfel de probleme, ce înseamnă această aplicare a laserului? Ce înseamnă această aplicare? Aplicarea cu laser înseamnă lipsa anesteziei, lipsa durerii, lipsa anesteziei într-un procent de 100%? Nu chiar în procent de 100%, depinde de pacient. Sunt pacienți cu un prag al durerii puțin mai ridicat, sunt pacienți care suportă acea mică pișcătură pe care o resimt atunci când se activează dioda respectivă. De cele mai multe ori pacienții au probleme, au fost la diferiți medici, li s-au aplicat niște antibiotice, li s-au făcut niște curetaje, respectiv niște operații care, din păcate, nu au avut succes, cu niște costuri destul de ridicate și întreabă ce mai este de făcut și ajung la această terapie. Ca și avantaje, să vorbim despre avantajele terapiei cu laser. V-am spus, în primul rând, lipsa anesteziei, confortul pacientului, timpul de lucru este foarte, foarte scăzut, nu se mai ajunge la ore, ci doar la câteva minute. Numărul ședințelor este diminuat de la 2 la 4 ședințe. Pacientul este destul de satisfăcut din punct de vedere al confortului, cât și a banilor cheltuiți, ca să zic așa, pentru că toate efectele se văd după prima utilizare a laserului. Respectiv, știți și dumneavoastră, boala parodontală este... este problema numărul 1. Este exact, din cauza cărora cad dinții. Știți că există și o reclamă la televizor, acea cu, nu pronunț numele pastei de dinți, care este destul de cu un impact foarte mare asupra pacientului. Pentru că oamenii se sperie. Când văd că le sângerează gingiile, ajung la stomatolog, atunci speriați. Ce se întâmplă? O să-mi pierd dinții. Ei sunt destul de informați de pe internet, de la televizor și ajung într-un stadiu, din păcate, nu prea incipient.
Și în ce problemele? Deci, boala parodontală determină, reprezintă o distrugere practică a țesutului care susține dinții și pe care noi încercăm să o remediem. Repet, boala parodontală este irreversibilă, nu există un tratament 100% și nu putem combate în totalitate. Putem stopa practic acest fenomen. Dar am putea preveni această boală? Da, se poate preveni. În primul rând trebuie să ne știm genele. De cele mai multe ori această boală este genetică. Dacă mama, tata și-au pierdut dinții din cauza faptului că au avut o boală parodontală, respectiv dinții se mișcau și au căzut pur și simplu în batistă, este vorba aceea din popor, ar trebui să mergem la un consult stomatologic din timp, respectiv în jurul vârstei de 20-25 de ani. Astăzi avem ceva cu 20-25 și tot astăzi avem și cu latura genetică. Deci e clar că trebuie să ținem foarte mult cont și de vârsta aceasta, dar și de teren genetic al celor din jurul nostru și poate că este un prilej să îi întrebăm și să ne interesăm în familie de istoricul pe care apropiații noștri pot avea. Și nu numai mamă, tată, ci și bunici. Exact. Contează foarte mult. Al doilea factor care ar putea genera această boală parodontală ar fi fumatul în exces, care este o problemă în ziua de astăzi. Slavă cerului că s-a dat acea lege minunată. Din nou discutam acest lucru și cu invitata mea de mai devreme, care spunea că Societatea Română de Cardiologie împreună cu cea de pneumologie au contribuit la susținerea acestui proiect antifumat și iată, odată am stabilit că putem să prevenim sau putem să întârziem cumva apariția bolilor de inimă dacă nu fumăm și iată că mai ajungem la încă un factor și în stomatologie. Apoi, dinții înghesuiți, haideți să vorbim pe înțelesul tuturor, dinții înghesuiți care nu pot fi foarte bine igienizați, mai reprezintă un factor a apariției bolii parodontale, după care lipsa igienei orale, care este frecvent întâlnită, din păcate, în rândul celor mai mulți tineri, nu igienizează corect dinții, respectiv gingiile, și apare această boală parodontală. Din fericire, v-am spus, există remedii și nu numai cu laser, ci și de biostimulare, cu anumite tipuri de vaccinuri, cu ajutorul unor aplicații locale și, slavă cerului, putem menține sub control această boală. O putem menține sub control, așa cum spuneați, dacă începem în timpuriu să ne preocupăm. Dacă începem un tratament stomatologic, dacă nu, boala avansează și avansează din păcate destul de repede. Are o evoluție destul de agresivă și din păcate o să rămânem fără dinți și practic ok, multă lume spune bine, rămân fără dinți, îmi pun placă sau îmi pun implanturi. Din păcate germenii respectivi nu pot fi uciși așa cu una, cu două, doar prin extracția unui dinte și ulterior să implantăm un implant dentar este cam imposibil. Practic și implantul dentar va avea aceeași soartă ca și dinții. Dacă igiena în continuare nu este bine menținută, dacă fumăm în continuare și efectiv nu ne pasă, doar că avem niște implanturi dentare. Ce înseamnă concret să mergem la medic și să beneficiem de o terapie cu laser? Înseamnă să stăm pe scaun, mai relaxați pentru că avem aceste informații și știm că durerea nu va fi cea care ne va da bătăi de cap. Cu ce lucrează medicul? Ce se întâmplă, de fapt, prin operațiunile pe care le face? Ce instrumente folosește? Mai sunt cele care bâzie, scârție și ne zgârie? Laserul este cu totul și cu totul altceva. Singurul zgomot, dar care nu deranjează, este doar un simplu piuit. Doar atât. Laserul înseamnă o sursă de energie, este un instrument cu o diodă atașată, cu dioda respectivă intrăm în, nu știu dacă este filmarea, da, se și avem vede. Și avem și un material pregătit. Cu dioda respectivă se intră în sulcusul dintelui, adică în spațiu dintre țesut și dinte, acolo unde există pungi parodontale reale. Ce înseamnă acest lucru? Pungă parodontală înseamnă măsurarea spațiului dintre dinte și țesut cu o sondă parodontală. Adică nu se pune laserul oricum, oriunde. Trebuie să existe o pungă parodontală de minimum 4 mm în care se poate intra cu acel laser. Se merge cu o undă continuă, se pulsează practic acolo în sulcus, ajungem cu vârful diodei în sulcus și practic prin activarea penului, activarea instrumentului, aceasta pur și simplu sterilizează pe o rază de un centimetru pătrat. Acum ce vedem în imagini, în ce etapă suntem.
Exact. Ce vedem în imagini este dioda, este colega mea, doamna doctor Anca Țone. Acela este un pen, practic este partea manuală a laserului. În vârf este o diodă cu o lumină intens pulsată și doar prin pulsații, efectiv... Atinge cumva de la distanță gingia, da? Nu. În partea cu parodontologie se intră în sulcus și se ajunge în țesutul de granulație și acolo se pulsează. Durerea acestea nefiind resimțită de pacient. Nu. Este maxim o ușoară pișcătură. Foarte, foarte puțin. Deci, acum sunt și pacienți care nu suportă nici măcar să-i sufli cu aerul pe dinte și efectiv trebuie să-l anesteziezi. Dar v-am zis, în proporție de 80%, în sterilizare, sub nicio formă nu se folosește anestezia. Deci, procedura este destul de simplă, pacienții sunt fericiți, pleacă fericiți, nu au niciun fel de problemă, nu le mai sângerează gingiile de la prima utilizare, nu mai au acel prurit, mâncărimea aceea gingivală, gingiile devin roz, sănătoase, nu mai este halenă, nu le mai miroase gura și chiar de la prima utilizare și este destul de ajută foarte mult laserul. Prima oară laserul, de când am auzit eu de laser în stomatologie, descoperisem acea procedură de albire a dinților. Da. Apoi, toate femeile sunt înnebunite după albirea dinților. Sigur că da. Este probabil și o obsesie. Da. Ea, la un moment dat era o obsesie feminină, acum a devenit obsesie generală. Generală, exact, pentru că și bărbații sunt preocupați de acest aspect. Și nu numai, și tinerii sub 18 ani, cărora nu le recomand albirea dentară după 18 ani. Deci devine o isterie. Da. Dacă ajungem și în rândul tinerilor. Ca și americanii. Ca americanii suntem. Copiem modele. Spuneam că la început am auzit de laser doar sub această formă de utilizare și iată că în ziua de astăzi laserul ajunge și până în punctul de a decontamina. Exact. Practic, asta este funcția lui, de decontaminare și decontaminare în masă, ca să zic așa. Se merge pe un centimetru pătrat, adică nicio metodă rudimentară, niciun fel de chiuretaj, atât în când deschis, cât și închis, nu pot steriliza și elimina tot țesutul alterat, ca să zic așa. Sunt pacienți care ajung la medicul stomatolog și în funcție de afecțiunile pe care le au, sunt necesare anumite incizii și suturi ulterioare. Practic, noi face ceva laserul din acest punct de vedere? Păi, în primul rând, v-am spus, eliminăm anestezia, eliminăm sutura. Deci da, nu, deci avem nu mai există cu... probleme de genul ăsta. Iar în momentul în care medicul chiuretează acolo, în câmp deschis și vede, nu poate chiureta 100% și steriliza tot prin spălături. Pur și simplu îi trebuie acest minunat laser, da, care, încă revin la el, ajută destul de mult. Pe lângă faptul că elimină sutura și laserul ajunge, are o putere atât de mare încât trece prin os, trece prin cementul dintelui și practic sterilizează toată zona. De asemenea, el poate fi folosit în parodontologie pentru sterilizare, cât și în endodonție, adică în interiorul dintelui, când avem abcese, când avem probleme pe care nu le putem rezolva. Când avem carii, putem rezolva cumva? Sigur, se pot rezolva și cariile, se poate și șlefui cu laserul. Deci, a rezolva o carie înseamnă a folosi... Ce foloseam înainte? Freza. Care este acum destul... mai folosim? Nu, se poate folosi doar în cariile interproximale, dintre dinți nu se poate folosi laserul. Este, din păcate, alea apar cel mai frecvent și atunci trebuie să ne întoarcem la clasica freză. Deci laserul are 90% aplicații, dar oarecum limitate. Deci nu chiar în toate cazurile. Procentul este oricum foarte mare, exact, și bucurător pentru orice pacient. Din păcate, laserul în România a apărut destul de târziu, cam din 1994. El a apărut de mult, acum vreo 40 de ani. Da, e important că, deși a apărut târziu, e important să fie folosit acum așa cum trebuie. Haideți să vorbim în ultimele 3-4 minute pe care le mai avem la dispoziție. Haideți să vorbim despre, ați spus dumneavoastră la început, despre siguranța pacientului în cabinetul stomatologic. Spuneați că se tem de anumitele neplăceri pe care ar putea să le, cu care ar putea să plece de acolo și nu mă refer aici la stres și o să spuneți dumneavoastră la ce ne referim. Da, în primul rând, în spatele profesionalismului, a dotărilor cabinetului, importantă este sterilizarea instrumentarului, sterilizarea suprafețelor, sterilizarea aerului, pentru că într-un cabinet, mediu exact, în care pacientul intră. În momentul în care este un rulaj mare de pacienți, într-un cabinet, într-o clinică stomatologică, apar și bacteriile, care nu le putem controla 100%. Da, ok, sterilizăm instrumentarul. Sterilizarea instrumentarului este ceea ce vedem acum exact, în imagine, se face o presterilizare. Mai întâi se clătesc
piesele folosite, instrumentele folosite, se insistă la rizuri, acolo unde rămân urme de sânge, de puroi, după care se pune într-o soluție la presterilizare, într-o soluție fără aldehide, timp de 60 de minute. Apoi trecem la împachetarea lor în niște folii speciale. Ceea ce vedem acum. Exact. Și acestea sunt prevăzute cu niște marcări care ne indică dacă s-a realizat sau nu sterilizarea. Da? Acelea se migrează culoarea, practic, de la albastru se fac negre. Și amplasarea instrumentarului respectiv la autoclav. Avem în imagini la 134 de grade, timp de 45 de minute. Ce urmărim din sterilizarea instrumentarului și sterilizarea suprafețelor? Uciderea tuturor tipurilor de bacterii, pentru că nu există doar hepatită B, hepatită C și HIV. Noi suntem speriați să nu iau C, să nu iau HIV. HIV-ul nu se ia chiar atât de ușor. În popor toată lumea spune, iei HIV de la stomatolog. Nu, HIV-ul moare în aer. În momentul în care intră în contact cu aerul, HIV-ul a murit. Adică C-ul și B-ul sunt puțin mai rezistente. Dar cu soluțiile pe care le avem în ziua de azi, pe care tot timpul le cumpărăm, punem în abundență, pentru că nu e necesar doar să ștergi și să și lași puțin pe suprafață, să aibă timp să acționeze. Da, da, este foarte importantă chestia asta. La fel, sterilizarea aerului se face cu ajutorul razelor ultraviolete, pentru că prin șlefuire, prin îndepărtarea dentinei alterate, efectiv sar în aer. Da? Sar în aer, sunt microorganisme peste tot. Și dacă, Doamne ferește, vine un pacient cu un teren tarat, deci, și pur și simplu are nenorocul să se întâlnească cu acei germeni, se întâmplă ca, Doamne ferește, să pățească altceva. Din fericire, în cabinetul nostru nu se întâmplă așa ceva. Noi avem o cameră specială pentru sterilizare, de fapt două camere, una de presterilizare, una de sterilizare. Din păcate, sunt și cabinete în care se face sterilizare exact lângă pacient. Pacientul stă pe scaun și asistenta spală instrumentarul. Nu e ok, pentru că în momentul în care spălăm, practic pot sări la fel bacterii, microorganisme și afectăm pacientul căruia probabil se efectuează un tratament de canal sau o altă procedură stomatologică. E bine că ne spuneți lucrurile acestea ca să ținem cont de ele și atunci când se întâmplă acest lucru să știm că e cazul să schimbăm cabinetul pentru a preveni tocmai aceste neplăceri pe care fiecare decide pentru el. Sigur, dar că se știe că acești viruși sunt destul de frecvenți. Nu am auzit deocamdată, cu toate că toată lumea spune am fost la stomatolog, am luat nu știu ce virus, am fost la manicură. Se știe că la manicură, pedicură se iau cel mai frecvent decât la stomatolog. Înainte era o problemă cu stomatologia. Acum tind să cred că toată lumea are ce-i trebuie, are aparatul care sterilizează. Sunt niște reguli de igienă, sigur, de dezinfecție care trebuie respectate și e bine să auzim că se întâmplă acest lucru. Telespectatorilor le spun că aceste imagini pe care le-au văzut în Arena Medicală le pot vedea și pe pagina de Facebook începând de mâine, așa că puteți urmări cum se sterilizează ca la carte instrumentarul și e bine să urmăriți pentru a înțelege că cei care sunt cu adevărat profesioniști fac tot, depun toate eforturile pentru ca totul să fie în regulă și în momentul în care stați pe scaună, dar și în momentul în care v-ați ridicat și plecați acasă cu zâmbetul acela larg și frumos. Îi mulțumesc, doamne doctor, pentru prezența în emisiune. Pe doamna doctor Nicoleta Vârlănuță, medidentist, o găsiți la Radius Dent. Mai multe detalii vă dăm noi pe pagina de Facebook. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. De-abia aștept să văd ce ne pregătiți data viitoare. Bineînțeles, ne mai vedem. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și nu uitați, revista Arena Medicală vă stă la dispoziție. Gata, gata, să ajungă la dumneavoastră. Vă așteptăm pe pagina de Facebook dacă aveți solicitări în acest sens și nu uitați nici de Constanța Pedalează. Dacă vreți să vă punem la dispoziție o bicicletă pentru ziua în care pedalăm pe 22 mai, ne scrieți pe pagina de Facebook. Un weekend frumos vă doresc, liniștit, relaxat. Ne vedem vinerea viitoare. Acest program v-a fost oferit de ISIS Spital Privat.